Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Mădălina Show. Mă bucur să vă avem și astăzi alături de noi și pot spune că avem o ediție puțin mai specială pentru că astăzi nu avem un invitat, ci avem trei invitați frumoși, talentați, pe care o să-i cunoaștem împreună. Așadar, este vorba despre o parte din formația Bobby Bunea, mai exact despre Ana Gabor, interpret de muzică populară și de petrecere. Bun venit, Ana! Bine te-am găsit, atât ție, vreau să-i salut și pe cei de acasă, este o bucurie pentru mine să fiu astăzi alături și și mai mare bucurie pentru că te-am alături ca și prezentator, pentru că până acum ne-am întâlnit la o grămadă de emisiuni, dar erai și tu în postură de interpret, artist. Da. Și așa mai departe. Îl avem alături de noi pe George Pârvan, interpret de muzică populară și de petrecere. Bun venit, George! Bună! Mă bucur că ai venit la noi. Și eu mă bucur nespus că am venit la tine, cum spunea și colega Ana. Mă bucur să te am și ca moderator, ca și prezentator. Mulțumesc frumos! Și bineînțeles, renumitul Bobby Bunea. Bun venit, Bobby! Mulțumesc, bine te-am regăsit! Bine ați venit la noi! Dragi telespectatori, vreau să vă spun încă de la începutul emisiunii că trebuie neapărat să rămâneți până la final pentru că v-am pregătit o surpriză atât pentru invitații mei, cât și pentru voi. Și mă bucur foarte mult să v-am aici alături de mine. Noi am legat o prietenie frumoasă, întâlnindu-ne la diferite evenimente, emisiuni, dar niciodată nu am stat mai mult de vorbă să ne cunoaștem în spatele. Uite, vezi, ne cunoaștem mai bine. Artistul George, Ana și Bobby. Și astăzi, cred că și telespectatorii noștri vor să vă cunoască mai mult. Și bineînțeles că o să încep cu Ana, pentru că este doamna. Primează, doamnele. Și aș vrea să te întreb, Ana, eu nu știu și cred că nici telespectatorii noștri, care a fost începutul tău în muzică? Cum a venit la tine, pasiunea pentru muzică? Măi, pasiunea pentru muzică am avut-o de când eram copil. Și asta am spus de fiecare dată, la mine în casă se asculta foarte multă muzică, mama mea cântă și acum foarte frumos, dar nu a făcut carieră din asta. Și atunci, normal că eu ascultam foarte multă muzică populară și nu numai. Pe la vârsta de 7-8 ani, părinții mei au ales să mă înscrie la Palatul Copiilor, la Deva, dar bineînțeles că am ales cercul de dans modern, pentru că eram pasionată de muzică ușoară, de tot ce era la vremea respectivă, a apărut să retrupele Andreasia și așa mai departe, cred că cu toții am crescut cu această muzică. Și am făcut un an sau cred că 2 ani dans modern și profesoara cu care făceam eu acolo era o fată tinerică, mă atașasem foarte mult de ea și a zis, nu vrei să vii la cercul de dans popular pentru că uite, ai mai multe oportunități, se călătorea foarte mult în străinătate pe vremea aia, nu puteai ieși din țară chiar când vreai tu, în anii 90 vorbesc eu. Da. Și atunci, când am auzit de turnee și de excursie, am zis, vin, cum să nu? Când e de plecat? Și în acel an am și prins primul turneu și așa am legat dragostea față de muzica populară. Și de cântat am început să cânt doar la vârsta de 20 de ani, împinsă tot de colegii de la ansamblu, pentru că tot îmi ziceau, dar tu cânti frumos. Câteodată îmi ziceau, tu cânti mai frumos ca soliștii care au fost. Nu există, eu nu pot cânta, mie mi-e rușine. Deci tu cântai doar așa? Nu, cântam doar așa, pentru mine. Cântam cu ei, da, la petreceri și așa mai departe. Și am zis, bine, hai, fie. M-am înscris la școala populară de artă, tot nu am început să cânt, tot îmi era rușine, știi cumva? Și pe la 20 de ani, după ce am terminat liceu, m-am înscris la facultate, atunci am început, normal, să cânt eu la evenimente și la petreceri private. Și cum a fost la primul eveniment? Mamă, nu. Mai știi unde a fost? Da, țin minte unde a fost. Țin minte primele evenimente. Și nu, cum să fie, cum a fost la toată lumea. Da. Nu mai știam nici, știam linii melodice, am făcut semi eu niște scheme, niște schițe acasă. Și n-a bătut nimic, nu s-a nimerit nimic. Da. Dar fiecare om are un început. Un început, și exact. Eu sunt mândră de începuturile mele, chiar foarte mândră, pentru că o spun și o repet de fiecare dată, n-am fost nevoită să fac niciun compromis. Am făcut cu puterile mele tot ce am putut, am muncit foarte mult, dar astăzi mă uit în oglindă și sunt mândră de omul și de ceea ce am realizat eu. Chiar asta am vrut să te întreb, pentru că, uite, eu merg la evenimente cu soțul meu și de multe ori m-a ajutat chestia asta. Cum este, bine, acum știu că ai susținere foarte mare din partea băieților. Dar cum a fost la început când nu-i cunoșteai atât de bine și mergeai singură? Păi, și eu ca fată?
Da. Este cam greu. Cânt cu, în această formulă, cu Bobby și cu George, de 9 ani. 9 ani de zile. Și mai am vreo 3-4 ani înainte în care am colaborat cu fel și fel de oameni. Formații, da. De formații, da. Dar să știi că am avut noroc de oameni buni de fiecare dată. Probabil că și eu am... Pățanie, mai... Doamne, și ajută. O spun asta în fața camerelor. Cât timp tu impui un respect față de oamenii de lângă tine, automat exact. Și ei îți vor oferi respect. Așa că... Exact. Pentru că știu că femeie este foarte greu. Este de foarte ori. Greu și dai de fel și, fel și fel de oameni. Încercări normal, și încercări. Știu. Dar dacă tu ești puternică... Uite, eu sunt cu soțul meu mereu și am zis, Doamne, ce norocoasă sunt, pentru că de multe ori, da, sunt protejată. Și de multe ori, crede-mă că îi spun, vină lângă mine și pupă-mă sau, nu știu, ia-mă în brațe să vadă nu știu cine, pentru că nu știi cum să-l refuzi frumos. Când vine la tine și te întreabă și nu știe că ești cu cineva din trupă, știi? Știu, este greu. Poate am și o, sunt, am da. Și o privire așa mai... Îți dai seama, logic. Uite, Ana-i face din priviri, cum se spune. Și să știi că nu am pățit așa, să sară calul deci niciodată. Deci ai fost ferită, nu, vezi nu, că nu, foarte nu, bine. În afară de muzică, cu ce te mai ocupi? Mai faci și altceva? În afară de muzică, ani de zile, tu știi, am cochetat cu televiziunea și pentru mine a fost tot așa un lucru pe care nu mi-am imaginat vreodată că pot să-l fac. L-am făcut... Și în final cred că l-am făcut și destul de bine. Din păcate, momentan nu pot să mă mai ocup de acea emisiune în care eu am pus foarte mult suflet se și cred, m-am implicat foarte mult. Am făcut acea emisiune 5 ani de zile și nu am renunțat. Mai merg din când în când, doar că timpul nu timpul, mai mi-ajunge da. să le fac pe amândouă bine și atunci am preferat să renunț cumva și să fac doar când pot și când. Deci, momentan, muzica la tine este pe, muzica. Pe principalul loc. Cel puțin ultimii doi ani, în afară de muzică, chiar nu mai am avut timp să fac nimic, chiar dacă mi-aș dori foarte mult să fac și altceva și am în cap fel și fel de idei, dar aștept să mai îmbătrânesc și atunci pot să... cred că pot să mă ocup și de altceva. Da. Știu că tu ești mamă de un băiat și o fetiță. Și mă întrebam așa să afle și telespectatorii noștri, cum îmbini viața de mamă cu viața de artist? Aici ai atins un punct destul de sensibil. Este foarte frumos să fii mamă, dar este foarte greu să fii mamă artist. Da, știu. Pentru că acel copiii mei înțeleg foarte greu de ce eu plec de acasă atât de mult. Și totuși sunt destul de mari. Câți ani da. Au copilașii? Fetița împlinește 7 ani și băiatul 4. Mulțumesc. Dar imaginează-ți, Mădălina, că eu pe Andra am născut-o la sfârșitul lunii iulie, în 27 iulie. În plin și sezon. Și în 15 august am avut 3 sau 4 evenimente, unul după altul, și a trebuit să plec de acasă. A fost alegerea mea, am ales, îmi asum. Puteam să refuz acele evenimente sau ușor. Să le spun colegilor, pentru că cu siguranță ei m-ar fi înțeles. Dar așa am considerat eu că e bine și exact. Pentru mine și pentru copiii mei, exact. Pentru că atât timp cât eu sunt sănătoasă psihic și poți? Pot, știi că poți? Cred că atunci și copiii mei sunt fericiți pentru că au nevoie de o mamă sănătoasă psihic în primul rând. Da, dar când vor fi mari, vor fi mândri că mama lor a ajuns cineva. Și până la urmă tot pentru ei am muncit. Tot pentru ei ai muncit, exact. Bun, acum că am vorbit puțin cu tine... Aș vrea să vorbim și cu George puțin. Așa. Despre Ana mai știut câte ceva, dar despre tine chiar nu așa. Pot să zic deci că știu foarte multe. Să înțeleg că sunt o enigmă pentru mine. Ești o enigmă pentru mine. Așa, și ce tu, cum ai început să cânti? Cum ai descoperit pasiunea ta? La fel ca la Ana, moștenit, zic eu, de la mama mea și mama mea are o voce super, super, super frumoasă, are și o ureche muzicală și cântă și în cor la biserică unde merge ea. Pe a moștenit-o. Cântam încă de mic copil, însă începuturile mele au fost către fotbal. Au fost cu fotbal, am cochetat cu fotbalul de mic copil până la adolescență, până la dar faza comică era că cântam la duș, să zic așa, dar la propriu. Deci ne schimbam în vestiar și cum îmi spuneau, cum povestea Ana, că o puneau colegii de la dansuri. Ana, cântă-ne că ai voce frumoasă, tu chiar cânti și așa. Și eu le cântam colegilor mei pe autocar, le cântam în vestiar, după meciuri. Îți dai seama când făceam, când aveam câte o victorie, ne bucuram toți.
Și le cântai câte ceva. Consuma și câte bericică și cântam. Și după cum ai luat în serios? Cum ai luat în serios? Și după majorat, să zic așa, 18-19 ani, cu fotbalul e greu. E greu este la noi, greu, este da. Greu. Și am pus mâna pe telefon. Ai văzut tu că am sunat, ai mai un talent. Am sunat. Păi bine, știam de mult că pot cânta și dintotdeauna am știut că am voce și spuneau și ai mei și eram conștient. Ești conștient că te cunoști. Da, dacă da. Tu nu te cunoști pe tine, nu te cunoaște nimeni mai bine. Am zis, hai mă, să pun mâna pe telefon, să sun și eu pe cineva, să văd cu cine pot să vorbesc, să mă ajute. Să uite, vreau pas. Și eu să cânt, să fac și eu primul pas. Și am pus mâna pe telefon. Mă duc aminte că erau telefoanele tritele, erau telefoanele fixe. Și am luat acel telefon fix, neavând telefon mobil, și am sunat la o doamnă profesoară de canto. Așa, aș vrea și eu să cânt. Și am zis, da, ok, hai la mine. Și m-am dus la ea unde avea ea... Să te asculte. Să mă asculte. Să-ți dea o părere. Da, direct, când m-a auzit. Ok, perfect. De mâine vii, faci aia, aia, aia. Și așa am început. Deci ai făcut canto cu așa doamna început. Respectivă. Da, a fost canto, mai mult spus canto, că da, să faci un canto, pas pentru un prim tine. Pas, da, exact. Da, să-mi capeți un pic de încredere. Da, și Dumnezeu mi-a dat încredere. Și ai început să cânti cu trupe din Deva sau cu cine ai avut primele evenimente? N-ai primele să evenimente, da, cu trupe, cu colegi. Colegi din Deva, colegi din Deva. Am cântat și localuri. Undeva, pe vremea așa care se am început să se practica, local, se frumos, cânta frumos, înainte, până te obișnuiești se cu lumea, local, exact, să te obișnuiești, da. Să te rutinezi, exact, să-ți și faci rutina. Te întreb pe tine, acum cum v-ați cunoscut voi? Așa, păi eu cu... Cum ați ajuns bine, înainte de a-l cunoaște pe Bobby, eu am cunoscut-o pe Ana, că noi fiind din Deva, bine, eu fiind din Hunedoara, dar cântând local, în local oricum în Deva... Oricum aveam tangențe. Aveam tangențe, ne întâlneam. Și prieteni comuni, probabil. Și, da, și prieteni comuni și ne întâlneam și am și cântat împreună, parcă. Da, la începuturile noastre. La Șoimuș și am nimerit. Nu știam mare seară, lucru, nici eu, nici el. În seara românească și nu știam, da. L-am scos în final. Da, și caragios eram eu pentru că începuturile mele, îți dai seama acum, eu încă și acum spun că eu sunt fotbalist de muzică populară, să zic așa. Și mi-aduc aminte că am venit îmbrăcat, aveam blugi și o bluză de training. Îți dai seama, la cântat am venit. Nu știam, eram la început, până am învățat, deci chiar eram... Copii. Și l-am văzut. Și m-a văzut Ana și mi-a spus. Nu, 18-19 ani, pe acolo. Te-ai luat de el, nu? Păi nu, i-am zis, dar tu ce faci? Zis, te schimbi? Te schimbi așa. Și așa, parcă, suflecam mânecile. Cum era eu ca la fotbal. Era foarte carismatic, cum, să știi. Da, și de cum tremuram când cântam. Deci nu există. Și am plecat de jos, cum spune și Ana, că a plecat. Eu am muncit foarte mult. Nu m-a ajutat nimeni. A fost puțin greu. Vai. Deci chiar... Cum să, nu știu dacă sunt frustrat, dar sunt oarecum am un sentiment în mine când văd că sunt copii care se apucă de cântat, acum să zic așa, și vor direct să-i duci la nuntă, direct bani, direct să guste un pic. Știi cum e? Nu simți gustul cozonacului dacă nu guști și un picuț pâinea. Adică să cunoști un pic, să muncești, să vezi, să muncești, să știi să pleci de jos. Abia atunci... Îți dai seama de adevărată ta valoare și de munca care ai depus-o și mândria, eu zic că e mult mai mare. Și atunci cred că și apreciez cu adevărat. Exact, ăsta e cuvântul. Da. Atunci apreciez cu adevărat. Până nu dai de greu, nu știi până dacă nu, exact. Nu știi ce înseamnă binele. Exact. Acum vreau să vă spun, fetelor, că George este însurat și că nu este disponibil, dar vreau să te întreb cum... Ba, sunt disponibil pentru evenimente, pentru evenimente. Pentru evenimente, cum să nu? Deci am pus punctul pe i, te rog frumos. Sunt disponibil pentru dar evenimente. Vreau să te întreb și pe tine, cum este soția ta care nu face parte din domeniul muzical? Nu face parte din domeniul muzical, dar este ai... liniștită. Da, e liniștit, dar ea, deci cum că să spun? Ești așa de deci glumit, ea cred că ascultă mai muzică, mai multe. Ea ascultă mai multă muzică populară decât mine. Pe partea cealaltă, ca și muzică ușoară, ca și alte genuri, poate un trec, dar ca muzică populară, deci soția mea, deci dacă ar fi cântat ea, ar fi avut un repertoriu incredibil din toate. Cu siguranță. Deci este ok cu tine că mergi la evenimente. Da, bineînțeles. Deci, dacă adică... n-aș fi avut, îți dai seama, în 10 ani de zile, dacă n-aș fi avut 10 susținerea ani de ei. Da. 10 ani. Nu, 10 ani de... Ne-am căsătorit. 7 ani de... Ana e nașa. Deci Ana e nașa voastră. Ana e nașa deci voastră. Deci fine, poate să stea liniștită. Că... Da. A, voi n-ai cum, n-ai ce să nu. Îți bag Ana o privire și... Nu există, din start. Sigur. Din start, ai grijă că vezi că e groasă, nu merge, nu ține. Aș vrea să vorbim puțin și cu Bobby. Pentru că știu că trupa voastră se numește Bobby Bunea, mă gândesc că tu ai fost Da, vreau să rectific care... ceva. Da. Trupa, formația Bobby Bunea
e alcătuită doar din instrumentiști. Da. Noi tot timpul ne-am făcut și așa am plecat la drum, ca formația Bobby Bunea, și soliștii Ana Gabor și George Părvan. Exact. Știi? Dar vreau să te întreb, tu ai fost cel care a făcut primul pas pentru această trupă? Da. Da, 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 eu am fost primul... Ești și cel mai mare dintre ei? Da. Exact. Bun, atunci am înțeles. Și... eu i-am adunat pe rând. El m-a racolat, tăticuțul, să zic așa. Da, prima dată l-am racolat pe George. Ce-ți, mă, băiețaș, haide că facem treabă. Mi-am dus într-un local, cânta el acolo cu niște băieți. În tot în training erai, sau? Atunci, în seara aia, nu. Nu? Exact, mi-a plăcut foarte mult. Și am zis, hai, nu vrei să vii la mai bine? Exact, haide cu mine că ți-am zis eu. Da, Bobby, tu cum ai început să cânti? Cu saxofonul. Bun, nu te mai întreb nimic. Cum ai descoperit tu că îți place saxofonul? Sau? Hai să zic, tata, când îți ținea ziua, deși era pe vremea răposatului și așa, îți ținea ziua cu lăutare, cu muzicanți. Da. Și de acolo mi-a plăcut, m-am împrietenit cu un băiat foarte ok, care ulterior mi-a devenit și naș, un instrumentist foarte bun, Adistrăulea, poate l-ai auzit și îl știi, foarte cunoscut. Și de acolo anturajul și așa. Ce zic, mă, vreau să cânt și eu la saxofon. Păi cântă soțul. Nu, zic de bine, zici tu, vreau să cânt și eu la saxofon. Da, da, exact. Și m-am dus la el, mi-a dat niște ore, de acolo am plecat la Timișoara, la facultate, dar eu n-am plecat neapărat pentru facultate, am plecat pentru anturajul, pentru muzica bănățeană. S-au corelat toate, am făcut și facultate, și muzică, și... Și ai început să cânti la eveniment. Am început să cânt, exact. Foarte tare. Eu aflasem mai devreme că Bobby este tată de 3 fete și am rămas așa puțin șocată. Cum este să ai 4 fete în casă cu tot cu soție? Foarte frumos. Știi că se zice ești, ești cel mai răsfățat din casă, cum se spune. Singurul băiat. Da. Ești, nu? Sunt fetele mici, știi? Și ele sunt răsfățatele. 12, 8 și 4. Tot din 4 în 4 ani. Acum urmează. Acum așteptăm. Așteptați, mai noi colegii așteptăm al patrulea. Colegii vor să se distreze la un botez, dar nu. Gata, sculele sunt pol. Acum ar fi George la rând. Da, exact. Adică să mai facă și alții vorba. L-am cunoscut eu pe Bobby, fetița lui cea mare, era avea de câteva luni. Era micuță. Deci ce trece timpul? Mamă, ce-a crescut. Trece timpul, da. Da. Bun, aș vrea să vă și ascultăm, să ne cântați ceva și după care o să mai povestim puțin și să vă mai descoasem așa puțin. Să nu uităm de ce am venit. Haideți să-i ascultăm împreună. La 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 la
ți-i drag să ciobănești, la 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 bine trăiești, la 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 ți-i drag să ciobănești, la 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 bine trăiești, la 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 că și mie mi-o fost drag, la 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 sus la citină de brad, la 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 de mic am fost la mioare, la 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 și-am ajuns un om cu stare, la 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 aspaiș prin mărginii mei, la 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 puțini au turmă ca mine, la 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 la. Am revenit în platou și vă reamintesc că alături de mine se află Ana Gabor, George Pârvan și Bobby Bunea. Și pentru că știu că invitații mei abordează și alte genuri muzicale, aș vrea să întrebăm puțin despre lucrul acesta. Spuneți-mi care vreți dintre voi, cu cine ați colaborat pentru alte genuri muzicale? Că știu că aveți ceva duete împreună, aveți ceva piese. Avem și duete, avem și piese. Da. Singur. Că voi ați venit acum așa tradițional, frumos îmbrăcați, dar știu că voi mai cântați și abordăm altceva și în afară alte, de popular, alte genuri muzicale. Da, și folclor. Muzică de petrecere, cum abordezi exact. Și tu, nu? Exact, da, da. Da. De la muzică ușoară până la muzică de petrecere, așa cum zicea colegul meu. Și chestia asta cred că ne-a ajutat foarte mult, pentru că sunt la un convinsă. Eveniment da. Mai ales în ai nevoie de astăzi. Da, da. Și tineretul doar în zilele astăzi. De astăzi. Până la urmă un om poate vrea să asculte da, și exact. Nu acoperă o plajă mai largă de normal. Un blues, un vals, și să dansezi și altceva, exact. Exact, și dacă nu-i prins cu exact. O doină, poate-i prins cu un blues. E prins cu un blues, dacă nu-i prins cu o maneasă, prins cu o sârbă și toți-i prins. Păi da. Și până la urmă cred că e bine și pentru tine ca solist să știți da. Cât un pic. Bine, la voi da. Un lucru foarte important că v-a ajutat vocea, pentru că sunt mulți soliști și mulți interpreți da, care nu stilul. Ar vrea să cânte și altceva, dar nu pot. Nici eu n-am în vrut. Afară de folclor, nu pot cânta nici nimic. Nici eu n-am vrut. Sau nu e adevărat. Manele, maneliști care în afară de manele nu pot cânta. Nu e o regulă, nici eu n-am dar... vrut. Și uite, George și Bobby sunt aici și pot confirma. Nici eu n-am vrut să cânt, nu știu, alt gen muzical, nu mă regăsesc. Neapărat, da. Am zis nu pot până când am fost pusă în situația în care a trebuit să cânt. Să cânt. Exact. Și ți-a plăcut la un moment dat. Păi când am văzut că lumea se distrează, da. Atunci exact. Am zis, voi, nu ce? Se poate așa, adică eu pot și nu fac, adică pot altfel, mai mult da. Și nu da. Fac mai mult. Și doar că trebuie sunteți... să muncești mult mai mult. Da, da. Exact. Și mai ales că sunteți tineri, sunteți din... Da, era și, noastră și muzicii. Leat, același leat, cum se spune. Nu chiar, da. Aș vrea eu. Și ziceți-mi și mie, cu cine ați scos prima piesă de alt stil muzical? La Fero Music la Cluj. Production. La Cluj. La Fero Music Production, Cluj. Apoi am mai colaborat eu personal cu Florin Pește. Da. Și cam atât pentru muzica... Muzica comercială, de petrecere. De petrecere. Și pentru așa. Muzica populară, uite, de exemplu, George și Ana, cine vă compune piesele? La Cunța Studio Mercurian, la domnul Mitică. Okay. Majoritatea pieselor. Acum am colaborat, avem o colaborare foarte frumoasă cu Otto. Otto. La da. Deva. Este un... Eu la Otto mi-am înregistrat prima melodie. Da, atunci nu mai are rost să spun că... Doar deci, pentru telespectatori, dacă da, deci vreau să spun că a fost prima dată când am intrat într-un studio și atâta, nu știu, siguranță mi-a oferit omul ăsta. Și atâta, da, și atâta, haide mă, de poți, știi? Și îmi zicea, atât de bine ai cântat pentru prima dată și fiind în studio. Și dar nu știu dacă chiar era adevărat sau nu, dar omul te încurajează așa. Încredere da, încredere. Da, încredere. Și am plecat de acolo, zic, da, chiar am fost bună, știi? Dar îți dă încredere, da, și te susține. Ei, să știi că nu prinzi așa în fiecare, în toate studiu, nu e așa peste tot. Diferă oamenii. Sau nu e așa cu oricine, depinde, da. Nu, nu e așa cu oricine, să știi. Fiecare om e diferit. Noi am reușit să ne găsim oamenii cu care să putem lucra pe această cale. Uite, vreau să le și mulțumesc tuturor exact, celor cu mulțumim. Care am colaborat. Și contează mult și de acum înainte. În colaborările astea. Să ne înțelegem la fel de bine. Da. Da, contează. Și studio unde mergi să te simți bine și să te simți... Și avem foarte, bine. Foarte multe proiecte în desfășurare, să zic așa. Puneți-ne așa un pic în mare, nu dezvoluim, pentru că știu că nimeni nu spune, nici Ciobanu nu spune câte atât o are. Eu, exact, atât eu cât și Ana și Bobby. Avem aveți câteva proiecte. Nu vreți să dezvăluim mai uite, pe această finală vrem să le spunem celor de acasă că dacă sunt curioși să vadă toată activitatea noastră, ne puteți găsi pe rețelele de socializare, exact. Acolo unde noi suntem prezenți, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Căutați
Ana Gabor, George Pârvan, formația Bobby Bunea și noi suntem acolo pe YouTube, pe YouTube, dacă vreți să vedeți în întregime proiectele noastre, mă refer și la proiectele cu videoclip cu tot, ne puteți urmări foarte, foarte ușor pe YouTube. Deci canalele de YouTube. Atât pe canalul nostru, cât și pe Știu că aveți și pagina formației. Da, bineînțeles, formația Bobby Bunea. Tot, și YouTube, și TikTok. Nu există așa ceva. Sunt și instrumentiștii, formați pagina lor, normal. Și să știi că foarte multe filmulețe și poze sunt încărcate. Exact, și postăm toți, adică de la sunteți Andrei foarte activ, cu acordeonul. Oricum am văzut că sunteți activi. Știu că nu sunteți astăzi toată trupa. Nu. Spuneți-ne cine a rămas acasă. Hai Bobby. Cei trei instrumentiști ai mei, spatele meu, ajutorul meu, mâna mea dreaptă. Andrei Mangoș, acordeon, Dan Țârc, orgă. Și noul nostru coleg, Mezinu. Mihai Crișan, cu saxofonul. Mezinul formației. Exact, mezinul formației, toată formația. Cum vi se pare că s-a adaptat? Că știu foarte că este bine. Foarte bine. Să știi că niciodată nu m-am simțit așa sigur ca și în formula asta. Iauzi. Da, foarte. Știu că și noi avem băiat nou în trupă, Ghiță Creangă, și l-avem de din ianuarie doar. Și este puțin, da, până din punct de vedere muzical, până prinde. Exact, după ca și caracter, ca și caracterul obiceiuri. Primează întotdeauna. Primează. Degeaba, da, eu am fost mereu de părere că degeaba suntem ok în trupă și cântăm mai bine, exact. Dacă mergem la masă la și nu vorbim unul cu altul și stăm pe telefoane și nu ne. Noi mergem toți cu aceeași mașină, deci avem o mașină. Deci voi mergeți în excursie, de la formație și cu ea mergem, ne întâlnim într-un loc și acolo povestim, punem țara la cale, cum se spune. Asta contează cel mai mult cu George. Scuze. Pentru noi formația e a doua familie. Exact. Pentru că petrecem foarte mult timp împreună. Noi am avut și noi stăteam mai mult cu formația decât cu familia. Și i-am zis soțului, zic, noroc că suntem împreună, că altfel ne-am vedea de Paști de Crăciun. Adică... Și povesteam cu George la un moment dat că vreau să spun asta. Dacă ar fi să filmăm toate poznele și toate glumele și toate excursiile, exact cum zici tu, păi am fi, n-are rost. Fiecare formație are năzbătile. Ce frumos, că asta contează foarte mult. Cât ai fi de obosit, știi? Exact. În momentul în care ești obosit, ai impresia că nu mai poți și te gândești, vai, mai este mâine, poi mâine. Da. Bine, am noroc cu tine, că eu de când te-am cunoscut pe tine, atâta de zăpăcit și atâta de poznaș, păi n-am mai fost. Păi cum să fii mare? Pentru că viața e frumoasă. Uite, mi-e plac foarte mult oamenii ca tine. Să fim pozitivi, să ne bucurăm de aia, să fim optimiști. Exact. Dar e foarte important să ai un om așa ca el. Chiar și în pandemie, chiar și în 2020 am fost așa. Eu sunt o fire mai vulcanică, mă enervez mai repede ca ei. Dar ne complectăm cu toate caracterele care eu avem. Eu când sunt mai nervoasă, George vine și zice ceva și îmi trec nervii. Bun, vis-a-vis de asta, aș vrea, Ana, o să încep cu tine. Aș vrea să-mi spui despre fiecare dintre colegii tăi două lucruri bune și două lucruri rele. Și să fii foarte sinceră, că oricum băieții te cunosc. Deci, spune-mi despre George două lucruri care ți se plac la el. Păi dai fină, mi-o dacă ce găsești două lucruri bune, auzi, dacă găsești două bune, măcar că două rele găsim noi. Da. Nu. În primul rând este un om foarte serios. Bun. Și întotdeauna am serios. La el cuvântul este cuvânt. Dacă a spus ceva clar, nu te îndoiești. Doi, este un om foarte muncitor. Deci la George nu există nu mai pot. Sau nu. El muncește foarte mult și cred că seriozitate, muncă, ce vrei, lucruri mai bune decât atât. Sufletist. Vai, este un om sufletist. Te drept și pe tine. Eu nu-i spun, să știi că eu nu le spun chestiile astea niciodată lor. Păi eu nu știe, trebuie. Că mie nu-mi place să umflu. Exact. Acum lucruri bune, mai sunt multe lucruri rele. Dar acum spune-ne două lucruri rele. Ce, crezi tu că... Aia, dacă ți-e ușor. Ar trebui să îmbunătățească sau... Ce crezi? Câteodată tu? Prea... Superficial. Prea crede tot. Știi? Este prea credut. Chiar momentele astea, în zile, dacă în perioada asta, trăim o perioadă i-am așa. I-am explicat de 100 și de 1000 de ori. Câinii nu merg cu colaci în coadă. Da. Nu. I-am spus, măi, George, dacă tu ești bun și tu nu ai face rău nimănui, nu înseamnă că toată lumea este ca tine. Da, mi se spune micul samaritean și soția mea are problema asta, că sunt prea bun așa și sunt uneori luat. No, și câteodată trebuie să avem grijă. Apar dezamăgiri tot la el. Așa e. Și de multe ori mi-a spus și atât
Ana, cât și Bobby. Da. Și eu am o melodie și tot îi cânt. Știi, iar ai ajuns la vorba mea. Da, da, da. Știi cum e, George? Așa e. Da, dar așa cumva vei fi răsplătit pentru toate lucrurile. Zici? Da. Zici? Oare când începe răsplata? Sau cum să faci tu bine de răbdare. Deci astea ar fi bun, dar al doilea lucru rău, mi-ai zis doar unul. Dar nu am ce lucruri rele să zic. Mă enervează, așa vorbește mult. A, uite, nu, vorbește mult. El știi deloc, vine de la Alexandra, știi? Da, da. Oltean. Deci Oltean, n-ai ce să... Băi, omule, știm, deci deja știm. Ea nu vorbește există, mult. Nu mai vorbește nimeni de el. Nu mai... Și îi mai spun câteodată, când avem mult de cântat și așa, 4-5 zile, zic George, repaus vocal. Repaus vocal, că avem multă treabă. Și tot nu poate. Și noi avem sărbătorilor, cel puțin de Crăciun. Mamă. Și de Crăciun mi-e place să mă duc, am prieteni foarte mulți de la noi la Deva. Și mergem cu Colinda, bineînțeles. Și noi după cântăm câte 5-6 zile. Avem 25, 26, 27, 28. Când vin, reușim. În 25 tot timpul zice să oprim să luăm niște pastile să avem la noi. Dar eu știu pentru ce trebuie. Știi că deja cunosc, nu mai e problemă. Da, dar se bucură de sărbători și de toate astea. Bun, George, spune-ne tu. Câteva lucruri despre Ana, două lucruri bune care ție ți se par la Ana. Păi, cele mai bune, că acum nu putem să spunem câte calități are ea, dar deci, două. Nu există, deci dacă e să o cataloghez pe Ana cu primul cuvânt, spun ambiție. Deci nu există, deci de o ambiție rară. Foarte, foarte rară. Deci foarte, foarte ambițioasă, din toate punctele de vedere. Și o să dau ca exemplu. Probabil și tu ai trecut prin asta și știi la ce mă refer. De exemplu, după ce naști, trebuie să faci niște eforturi. Ea fiind artist, aș dori foarte, foarte mult să fie țiplă, cum spunem noi. Să fie, deci a slăbit, deci o ambiție, în primul și primul eu care sunt un mâncău, să zic așa, un gurmand, îmi place să mănânc, stătea efectiv și se uita la noi, la mine, în mod special, că mănânc foarte mult, deși nu parcă, mănânc foarte mult. Cum mâncăm din toate prostiile și toate cărneturile și toate nebunile și ea efectiv numai apă. Deci și nu dau exemplu de ambiție doar în cazul ăsta, dar ambiție și pe plan profesional și pe din toate punctele de vedere și muzical și investește foarte mult atât timp cât și financiar, deci pe toate sacrificiul, iar aș putea să o cataloghez ca fiind o femeie care se sacrifică ca de dovadă să îți lași copilașii acasă, copilașii fiind mici, cum ți-a spus că tocmai ce născuse și a avut, mi-aduc aminte că am avut un eveniment de la Sadu în județul Sibiu și mergeam cu mașina, amândoi trebuia să ajungem la o nuntă, Bobby cu băieții ajunseseră înainte noastră și urmau să monteze și noi ne grăbea să ajungem la nuntă și Ana era cu burta la gură, cum se spune. George, dacă nu o lași mai încet acum, o să mă moșești. Deci vreau să zic, să te sacrifici, să te duci tu. Sunt alte soliste sau alte persoane care au renunțat la activitate, că de-aia la 7 luni deja îți dă, cum se spune, îți dă postnatal. Știu ce spui. Deci ea s-a sacrificat și înainte și după. Deci sacrificiu, ambiție, curaj. Bun, și acum frumoasă, spune-ne și două lucruri rele. Calculată și calculează tot timpul ce vorbește. George, ți-am spus două. Nu se mai oprește, ai spus că vorbește mult. Două lucruri rele. Dacă eu, cum să zic eu, nu știu cum să... M-am pus într-o postează proastă, dar... Noi ne cunoaștem foarte, deci noi ne cunoaștem foarte bine, fiind și familie și, cum spunea, de stăm uneori mai mult decât cu ei noștri, stăm între noi și așa. Cum să zic eu? Uneori parcă, să zic, tratează unele chestii așa cu răutate. E un pic grea? Un pic grea, așa, un pic prea agresivă uneori. De exemplu, îți dau un exemplu care e și amuzant. Am fost tot așa la o emisiune la București. Ana râde deja. Și era o tipă, și dumneavoastră tot prezentatoare, ceva moderator de emisiune, și nu știu ce întrebare i-a pus Anei, bine, fiind și dimineața și așa. Era nervoasă, obosită, n-avea cafea băută. Ana a tratat-o cu celebrul, ce treabă ai tu? Wow! Deci, femeia aia, eu m-am rușit, m-am îngălbenit, m-am tras deoparte, știu că eram cu cafeaua în mână, m-am tras deoparte. Chiar n-avea nicio treabă și chiar... Îmi pusese o întrebare care nu și avea rost. Dar erați în emisiune? Ana, atunci. Ana, erați în emisiune. In the mood, cum se spune, în stare. Ce treabă ai tu? Deci uneori parcă... A fost destul, nu? Asta e... Nu te-am întrebat nimic. Nu pot să găsesc așa... Deci un pic o fire răutăcioasă câteodată. O picuță așa câteodată. Respingătoare. Dar vreau să precizez aici. Respingătoare, dacă nu o cunoști, dacă ajungi să o cunoști. Asta am vrut să zic eu. Deci eu am observat la Ana lucrul ăsta.
La început mi s-a părut foarte respingătoare, adică m-aș fi apropiat de ea, dar parcă simțeam așa că nu da, mă lasă. Asta e o calitate, Ana, pentru că este... Ana ține lângă ea persoane care merită să o aibă pe Ana lângă ea. Da. Mi se pare din cauza oamenilor sunt așa. Exact, știi? Și uite, o chestie asta eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg chestia asta. Că... Asta la tot început, încerc eu da, să-i explic. La început e cumva respingătoare, dar după dacă ajungi la suflet și dacă primești drag de tine, este total diferită. Exact. Acum o să zic și tot ție să ne spui despre Bobby câteva și după aia dăm cuvântul lui. Vezi că vine rândul meu să zic despre tine și atunci să vezi. Ce pot să spun despre Bobby? Două deci Bobby pentru mine înseamnă foarte, el știe oricum, știe și dacă, chiar dacă nu îi spun, noi chiar dacă nu ne spunem aceste cuvinte pe care poate le spunem în această emisiune la tine aici, noi ne simțim și nu numai cu ei, și cu colegii care nu sunt alături eu de noi. Eu știu că seara, sunteți în trupă de atâția ani și eu sunt în trupă de 8 ani și știu că nu vă spuneți lucrurile astea deci toată ziua. De am vrut să vă descos puțin și să vă deci spuneți. Am rămas alături de Bobby și el arătă de mine atâția ani pentru că ne completăm și el pe mine m-a ajutat, deci mi-a fost mamă, tată, frate, deci nu există. Exact. Deci a venit și m-a luat, cântam într-un local și efectiv m-a luat și mi-a pus o listă, și acum mi-aduc aminte, cu 14 nunți în acel an, 2012-2013, fiind acel an, și mi-a spus, uite, astea sunt nunțile, astea, pac, vreau să te iau, vreau să... Și am dormit la el în casă și practic de atunci m-a crescut, să zic așa. Împreună, e mentorul meu, e ascult, adică cum să nu asculți de un om și cum să nu acorzi atenție unui om care e împlinit din toate punctele de vedere. Exact, poate el e de o modestie rară și probabil nu o să spună chestia asta. Deci dar eu, cunoscându-l atât de bine, eu pot să-ți confirm că omul e împlinit pe toate planurile. Și sentimental, și familial, și financiar. Și... N-ai ce să... Deci două lucruri bune despre Bobby ar fi că... La fel. Este modest. Ambiție. Insistență, ambiție, muncă. Muncă. Muncitor. Deci muncitor de... Ia uite ce vorbe bune au despre tine. Da. Și două lucruri rele la Bobby? Două lucruri rele la Bobby. Ce să spun? Zic eu dacă vreți. Hai ajută-mă. Hai să facem așa. Hai ajută-mă. Faceți împreună. Haide. Haide și că spune. Încăpățânat. Foarte eu văd o calitate asta. Ajută. Uite, eu sunt încăpățânat, eu sunt capricorn. Dar pe mine m-a ajutat încăpățânarea. Păi și o scorpion și scorpionii sunt. Da, și câteodată prea ambițios. Că dacă și-o pus ceva... Trebuie și uneori prea muncitor, prea muncitor. Dar stai puțin, că astea-s calități, măi! Nu. Da, mă, dar... Câteodată... Deci exagerez. Se transformă în defecte, să știi. Câteodată e atât de ambițios și atât de încăpățânat, dacă i s-o pus pata pe ceva, nu contează, duce la extremă, doar să-și demonstreze că a făcut... Că a avut dreptate, deci atât de... Dar nu-i tot timpul și cu toți învățăm, cât omul cât trește învață. Exact. Bun, Bobby, spune-ne tu despre Ana două lucruri bune. Două lucruri bune. Dar așa, cele mai bune ce ți se par ție? Nu pot să spun numai despre Ana sau despre George, pentru că eu tot timpul i-am tratat ca și un întreg. Știi? Adică soliștii mei... Tot timpul le-am impus, ca mindset-ul lor să fie unul pozitiv. Pentru mine, soliștii mei, Ana și George, sunt cei mai buni soliști, cei mai buni oameni. Exact. Ce frumos! Nu știu, deci nu contează că vine altul și cântă sau are calității mai bune, talentat. Da. Nu, pentru mine, George, cel mai bun soliști și Ana e cea mai bună soliștă. Nu pot să spun nici măcar un cuvânt, nu două, rele despre ei, pentru că mi-aș încălca principiile mele de viață. Eu nu mă uit la lucrurile rele, mă uit la lucrurile bune și pentru mine, colegii mei, soliștii mei sunt cei mai buni. Bun, atunci spunem două lucruri despre Ana rele. Crezi că scape? Adică pe rele noi... Nu scap, sunt, nu, păi trebuie sunt să vă lucruri care le poate îmbunătăți. Cum ar fi? Cum ar fi socializarea asta de care ziceați și voi. Deci toți am fost de părere. Voi rămas făcut în așa fel încât o să creadă oamenii ăștia de la televizor că sunt dar o scorpie. Nu e adevărat. Și să aibă mai multă încredere. Atât Ana, probabil ai fost dezamăgită de multe ori. Da, și recunosc, ai început să ai o limită, să nu te... Da, pentru că și eram ca George. Tot ce îmi spun eu, credeam, știi? Asta spun. Și te duc la o limită în care atunci preferi să alegi persoanele. Și eu sunt de părere că decât mult și prost, puțin și bun. Și așa am ales și oamenii din jurul meu. Cine merită să mă aibă lângă el, eu sunt lângă el, oricând și la orice oră. Dar cine nu, de ce să nu fim
nu știu, deci cunoștințe. Nu calitativ. Cunoștințe, ne salutăm, ne cunoaștem și cam atât. Hai, spunem că nu te las până nu-mi spui. N-am al doilea, scap. Unde, ce fi, ai spus tu de socializare. Asta ar fi așa? Prima. Și a doua? Al doilea lucru care ți-am zis ar putea fi îmbunătățit, nu răutăți, ar fi să aibă încredere atât Ana cât și George mai mult în ei. Pentru că sunt foarte buni, sunt foarte, foarte buni. Foarte frumos. Acum face ca Otto la studio, știi? Și două lucruri bune, mi-ai zis, două lucruri rele despre George? Nu am ce să zic. Nu se poate așa ce ceva. George e muncitor, e atâta mai trebuie să țină oamenii care-s lângă el mai aproape. Să ia decât, din ce fac da, eu, știi? Exact. Din ce fac eu, din ce am dus eu la extremă, el trebuie să ne... Vezi, de-aia spunea că noi ne complectăm. Că ce nu am eu, are ea, ce are ea, da, dăm deloc. De-aia merge un puzzle care vă îmbinați așa, pare că serios. De-aia merge treaba atât de bine, să zic. De-aia sunt atât de multe bine. Uite, poate lumea nu știa lucrurile astea. Ca și într-o căsnicie. Exact. De complexăm. Exact. Mă bucur că v-ați caracterizat așa frumos și că vă înțelegeți așa frumos. Chiar vă apreciez ca și trupă, ca mulțumim. Și artiști, ca și familie. Și ție-ți dorim la fel, să ai niște băieți, bine, de soțul tău. Mulțumesc, clar. Mulțumesc frumos. Să ai niște băieți care să... Aș vrea să vă mai ascultăm puțin și după o să am o surpriză și pentru cei de acasă și pentru voi, pentru că am câteva întrebări așa puțin mai... Sperăm că după ora 12, nu? Mai diferit. 0-0. Deci haideți să-i ascultăm împreună și revenim aici în platou. Thank you.
aștept să-mi vină sara, să mă duc la mândruța. După ochii ei omor, sunt că mă topesc de dor. Aștept să-mi vină sara, să mă duc la mândruța. După ochii ei omor, sunt că mă topesc de dor. Vină mâine, drămândra mea, când mă doare inima. Vreme multă mi-a trecut, ce când nu ce-am mai văzut. Vină mâine, drămândra mea, când mă doare inima. Vreme multă o trecut, ce când nu ce-am mai văzut. Împăra. Când îți sărut buzele, uite toate rălile. Focul din inima mea, doar cu mi-l poți împăra. Când îți sărut buzele, uite de toate rălile. Vină mâine, drămândra mea, când mă doare inima. Vreme multă mi-a trecut, ce când nu ce-am mai văzut. Vină mâine, drămândra mea, că mă doare inima. Vreme multă o trecut, zic că nu ți-am mai văzut. Drag. Numai tu îmi dai putere și mă vingești de durere. Pentru orice-mi găsești leac, ce-aia morge altă drag. Vină mâine, drămândra mea, când mă doare inima. Vreme multă mi-a trecut, ce când nu ce-am mai văzut. Vină mâine, drămândra mea, când mă doare inima. Vreme multă o trecut, zic că nu ți-am mai văzut. Am revenit în platou și vă spuneam că avem o surpriză pentru invitații mei și pentru dumneavoastră de acasă. Așadar, am câteva întrebări pentru voi. Va trebui să răspundeți cu am sau n-am. Dacă vreți să vorbim despre asta, vorbim. Dacă nu, trecem peste și trecem la următoarea întrebare. Bun? Da. Pregătiți? Da. Sperăm. Bun, hai să vedem. Deci, prima întrebare ar fi, am, n-am vărsat mâncare sau băutură pe hainele colegului? Am, mai ales. Dar avem un coleg care, din păcate, nu este aici cu noi. El varsă și pe el și pe noi. Cine? Da, în cercă. Deci toți ați avut problema asta. Bun. Și tot, tu ne-am și tot. Ba da, eu dintotdeauna vărs pe mine prima dată, după aia pe restul. Am, n-am poze sexy cu mine în telefon. În cazul la noi la bărbați aici, despre ce vorbim? N-am. Bărbații, de noi bărbații suntem da, sexy. Ba da, eu am că eu sexy așa. Ba da, nu ai, n-ai fost la mare în costum și ai. Nu vă gândiți, voi v-ați gândit la... Cred că și acolo am rochie de plajă pe mine, că nu-s genul care să mă expun chiar deci așa de tare. Deci nu ai, iauzi, foarte interesant. Bun, n-am uitat versurile în mijlocul evenimentului. Clasic. Asta e clasică. Trebuia să-mi dați și mie să răspund clasică. Și eu. Asta e clasică. Mai ales după pandemie. Aici ce ați făcut? Cum? Tu, de exemplu, voi doi, cum faceți? Ce faci? Dai dedicație când uiți versurile. Când uiți versurile, dai dedicație. Asta e sau improvizezi. Sau improvizezi. Da, ați avut vreodată să uitați? Adică eu am avut un moment când am rămas în blanc. Hai să-ți spun ultima pățania mea. A venit cineva la mine la un botez și mi-a cerut să cânt o melodie din repertoriul meu. Propriu și personal. Și
am cântat prima parte de la melodie, de la altă melodie, refrenul de la altă melodie și textul a fost din melodia mea. Dar știi că și am făcut asta și din cauza și că nu le cântăm des. Da. Păi da. Eu am pățit asta să cânt versurile mele cu altă linie melodică și refrenul de la altă piesă și au râs colegii mei. Da, deci eu nu mai puteam de râs. Am cântat exact cum zici tu, linia melodică, o linie melodică pe care eu nu cânt niciodată, cântă George. Dar tu știi cum eram? Eram așa gen, Doamne, ce fac? Da. Ce melodie e asta? Nu-mi vine să cred. Cântăm live, e live, e oboseală, sunt 3-4 evenimente, 3 seri, 4 seri. N-ați pățit să rămâneți în alb? Alb, alb, de nu mai știi piesa, nu mai știi nimic. Ba da, în perioada aia după pandemie. Eram, dați ceva că nu mai știu nimic. Ții minte, la prima notă trebuia să cântăm de joc. Și am cântat 2, 3, 4, nu mai știam nimic. Doamne, el zicea, mai dai greu, mai dai greu. Cânta oamenii, iasă oamenii la joc. Cânta Ana niște piese, venea George, aceleași piese, după ce le repeta. Cânta George, cântam eu după. Asta se mai întâmplă, da, dar asta se întâmplă pentru că nu suntem noi atenți atunci când stăm la masă unul dintre noi, nu suntem atenți la ce cântă colegul. Dar Bobby a rezolvat și problema asta. Și ne pune să cântăm unul de aceleași timp, cântăm în duet. Și gata, s-a rezolvat. Deci aici vă completați bine. E ok treaba asta, e ok. Și câștigăm mult prin chestia asta. Bun, deci n-am luat două evenimente în aceeași zi. Niciodată. Deci dacă faci una de asta, asta e. Dar nu din intenționat. Păi să fi greșit și să luați în acest greșit. Nu există deci sunteți organizați, mă bucur să aud asta. Că am mai mers la program, și asta după aceea ne-am onorat. Nu, zic așa, să fi greșit și să vă treziți că aveți două în aceeași. Atunci poți să cauți pe Bobi la Sibiu și pe mine mă găsești. Da. Spânzurat. Și eu mă apuc de fotbaleară. N-am avut o întâlnire cu un invitat de la un eveniment după ce am cântat. Să se vadă clar, bine? Cum o cheamă pe soția ta? Mirabela. Mirabela, vezi, da? Mirabela. Uite-te bine la ce arată George. Uitați-vă la ce arată Bobby, în schimb. Dar cum să nu? Da, ne-am vorbim înainte? Păi nu, ne-am deci întâlnit la nuntă și am povestit după ce pentru botez. Cum să nu? Să știi că avem clienți la care le cântăm la botez, la nuntă, asta la botez și la majorat, la fică sa. Asta știu, dar mă refeream cu alte intenții. La întâlniri... Știa el ce-am vrut să întreb, dar... O dai cum vrei tu, cotită. Întâlnire fierbinte. N-am sărutat pe cineva faimos. Păi bărbatul meu nu-i faimos. Asta o să zic eu, am acum și să vorba aia sunteți căsătorie și na, dă bine să n-am, dar... Dar nu am, nu. E faimos pentru tine, nu? O să spun. Nu, ne referim la faimos. Vedete, tu ai spus că n-ai. Bun. N-am uitat numele mirilor. Oh, doamne. Să ne iertați. Era cineva la o nuntă, era vornic și a spus că să trăiască mirii, tadam, și nașul... Că vornic e... Nașul, să zicem, Vasile și Nașa, îmi pare rău, nu mai știu cum o cheamă pe Nașa, dar să fie sănătoasă. Deci acolo a fost. Ba chiar noi și botezăm. Asta e vară, și eu la fel. Mă ridic de la masă și mă duceam să încep evenimentul. Și îl întreb pe Bobby, cum îi cheamă pe Miri, simte rog frumos. Nu știam. Și zice, hai că zic acum. Ion și Diana, dau exemplu. Și eu toată nunta pentru Ion și pentru Diana, La un moment dat am văzut că Mirele se uită la mine, că nu-l chema Ion, îl chema Gheorghe. Ai, mamă, da. Deci inversase el numele din greșeală sau... Da, pentru că noi... Era Mirele de sâmbătă și era duminică. Noi, înainte de fiecare eveniment, ori ce tip de eveniment am avea, că e botez, că e nuntă, că e majorat... El se ocupă de tot. Știm, se ocupă de... Deci ne asigurăm că trăiește toată lumea, adică s-o primar, s-o primiști, că totul e ok, ca să nu cântăm de tată, iar vreun dintre soții să fie așa. Cum îi cheamă pe Mir, cum îi cheamă Veraș, deci ne luăm notițe, sau la botez, sunt moși, nu sunt Da, sunt moși. Eu am fost la o nuntă și am zis să trăiască micuțul botezat. A pusesem vreo 3 botezuri. La mine se mai întâmplă și nu să spunem bună seara și deci să fie la groaznic. Viață sau imens. Deci a fost groaznic. Bine, astea sunt niște greșeli care până la urmă sunt omenești. Nu cred că e atât de grav. N-am avut propuneri indecente în schimbul unei promovări sau unei piese sau... Corect. Cred că toată lumea...
Hai, George, hai, curaj. A, nu, că dăm în altceva. Chiar trebuie să pui după aia bulina roșie acolo. Despre chestia asta, cred că eu chiar ți-am specificat la începutul emisiunii, că sunt mândră că am reușit. Că ai reușit să treci peste. Să nu fac aceste compromisuri și să n-am nevoie. Exact. Și pe această cale vreau să le spun și fetelor care sunt în aceeași situație cu mine sau cu tine. Încercați să munciți mai mult, chiar dacă rezultatele vin după veci, mult mai împlinite și mai fericite. Exact. Mai mândre de voi și mai curate, să zic așa. Da, exact. N-am mințit că am eveniment doar ca să refuz acel client. Din motive, nu știu. Nu, noi suntem foarte transparenți. Deci chiar sunteți foarte transparenți. Dacă nu vreau, nu merg. Că nu pot. Sau nu... Deci le-ai spus că nu poți. Sau... Oh, dar de ce să mint? Da, ba chiar noi ne... Dar ați avut? Nu, noi ne stabilim și concediile, să știi. Păi da, și noi. Și noi vin miri care vor să pună în post. Da. În post? Nu, în post. Mă avem duc cu singur, familia în concediu. Avem, putem să... Știu, avem noi, de exemplu, în iunie, când e postul ăla, în care mergem toți în concediu, nu? Exact. Și refuzăm. Sau uite zilele de Crăciun, când... Da. Foarte mult. Cele zile foarte înainte, am stabilit dacă mergem la cântat 25-26, 27, clar, vreau să stau acasă cu copiii. Exact. Și putea să vină, nu știu, turneu în America, că eu tot mergeam la cântat. Fiecare zi ne-ar fi venit de cântat. Da, trebuie să ai niște principii. Și atunci refuzi frumos, adică, dar nu mint, când sunt plecată în altă parte și eu sunt acasă. Vezi seama ce genitor e, să spui că nu te duci la evenimentul respectiv și să fii de fapt în altă parte sau... Bun, și mai am una și vă las, gata. Vă lăsăm să facem greu. Dacă nu a fost așa. Păi, totuși am zis să... Ai fost tu politicoasă, cum e din primă, așa. Da. N-am băut peste măsură. Da, peste măsură, așa, să... Să vă aduceți aminte a doua zi, dar țin să precizez că ne-am concentrat asupra evenimentului și evenimentul a fost bun. Dar nu la eveniment. În viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi. Erai cu hanorac, că eu de când ești cu mine nu te-am văzut. Bun. Deci tu nu bei, Bobby? Nu beau deloc. Deloc? Așa ceva. Nici la... Deloc. Deci nu am îmbătat. Deci eu dacă vreau să beau un păhărel în trupa asta, deci în trupa asta noastră, să ciocnesc cu Coana. Ciocnesc cu Coana o păhărel. M-am prins. Un 50, un 25. Hai, Ana, să avem noroc să meargă nunta, să fie ok. Acum o să creadă cei de acasă că... Scoatem nunta. Am zis un păhărel, am zis un 25. Acum toți am avut... Se spune bea băutură, nu-ți bea mințile. Exact. Toți am avut una din asta. Da, crezi că toată lumea a încercat odată. Dar trebuie să știi cum adică. Trești o viață fără să știi ce înseamnă să fii beat. Dragilor, eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit la mine astăzi. M-am simțit foarte bine cu voi. Eram convinsă că o să râdem împreună. Vă mai așteptăm la noi. Cu drag. Dacă aveți un gând să transmiteți și vreți să salutați. Păi, lasă-mă pe mine. Cu mine a început. Cu mare drag, pentru că este luna martie și sărbătorim Doamnele și Domnișoarele. Vreau să vă urez și eu multă sănătate, mult noroc. Și să aveți parte de un an și de o primăvară așa cum suntem noi femeile, frumoase, perfecte, iubitoare și cred că merităm tot ce este mai frumos și mai bun. Da, este luna femeilor cele mai importante mamelor, în viața noastră, mamelor. Exact. Să le salutăm și să le dorim la mulți ani și multă, multă sănătate și să le mulțumim din toate punctele de vedere. Da, vreau să salut și eu toți mirii la care le-am cântat la nuntă și care au avut încredere în noi pe partea asta și toți mirii la care le vom cânta la nuntă și le garantăm show. Și de dacă toți sunt la Petroșani, acum îmi cer scuze că întrerup discuția, am și eu o fină de aici, de la Petroșani, pe Anca. Ce fină. Și pe această cale vreau să o salut și pe ea. Nu spun mai multe, că după aia fac reclamă. Să o salutăm. Și pe ea și pe sora ei, pe Alina. Și să le spun că mă bucur că am ajuns la Petroșani, chiar dacă nu ne întâlnim. Este o bucurie, pentru că de fiecare dată când trec pe aici, mă gândesc la voi, dragile mele. Dragii mei, mă bucur că ne-ați urmărit. La fel vreau să urez și eu la mulți ani tuturor doamnelor, tuturor mamelor. Și ținând cont că invitații mei abordează și alte genuri muzicale, o să încheiem această emisiune pe ritmuri de petrecere. Rămâneți cu bine până data viitoare!
jos mereu cu mine și nu știu iubire. Dacă și tu mă iubești, îmi dai azi una rece, mâine una caldă. Vrei doar să mă păcălești. E jos mereu cu mine și nu știu iubire. Dacă și tu mă iubești, îmi dai azi una rece, mâine una caldă. Vrei doar să mă păcălești. Eu mor de tine, tu de mine. Nu știu dacă e rău sau bine, oh, oh. Nu mai glumi, nu te preface. Iubește-mă, ori lasă-mă. La la la.